Bună ziua și bine v-am găsit! Credincioșii ortodoxi au intrat de astăzi în Săptămâna Mare, în timp ce romano-catolicii, reformații și unitarienii sărbătoresc a doua zi de Paști. În primele trei zile din Săptămâna Mare se pune accent pe căderea și pocăința omului. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul nu se mai rostește după aceste zile, pentru că intervine o schimbare de accent, de pe tânguirea omului căzut, pe pătimirea fiului omului. De aceea, Săptămâna Mare mai este numită și Săptămâna Patimilor. Vom încerca să deslușim taina zilelor mari împreună cu invitații noștri. Părintele Ovidiu Bârsan, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și Părintele Cătălin Maier, bine ați venit! Vă spun și eu bine v-am găsit și dumneavoastră și celor care ne urmăresc de acasă. Suntem, iată, în Săptămâna Mare, dar suntem atât de aproape de o sărbătoare mare a creștinilor ortodoxi care a fost ieri, și anume Floriile. Și înainte de a discuta despre ceea ce semnifică această zi de luni, aș dori să spunem câteva cuvinte despre Florii. Părinte Bârsan, dacă sunteți amabil să ne spuneți câteva vorbe despre această sărbătoare. Duminica Florilor este o zi cu totul specială care încheie un anumit ciclu și practic este ziua care anunță un nou ciclu. Și anume, e vorba de faptul că încheie perioada celor 40 de zile de post, postul cel mare, și în același timp vine să ne invite la încă o săptămână de postire și de rugăciune, evident concentrându-ne asupra pătimirilor pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a îndurat pentru mântuirea noastră. Sigur, dincolo de acest aspect ascetic al zilei, totuși vedem că această zi adună întrânsa și o oarecare bucurie. E adevărat una mai reținută, o bucurie a faptului că Iisus Hristos intră în Ierusalim, este ovaționat, este primit cu bucurie, cu ramuri de copaci, asemenea unui împărat, pentru că oamenii contemporanii din vremea Mântuitorului vedeau în el până la urmă și un eliberator politic, sau mai corect spus, îl percepeau mare parte dintre ei ca pe un eliberator politic de sub jugul robiei romane. Și sigur că din această perspectivă ei ies în întâmpinare, însă felul în care se poziționează Mântuitorul vis-a-vis de toată această atmosferă, vedem că totuși e una reținută, o bucurie reținută. Sigur, forfota orașului, întrebările, cine este acesta care vine, unii știau că este un galilean, alții vorbeau despre faptul că vine efectiv să reabiliteze toate dorințele sociale ale contemporanilor lui. E bine, în acest vacarm, în acest tumult, totuși Mântuitorul rămâne smerit, rămâne reținut în aclamațiile care îi se adresează. Vedem că nu dă notă populismului, nu scoate în evidență absolut niciun fel de provocare la adresa mulțimii care îl ovaționa. Rămâne blând și smerit, călare pe un mânz de asin. Sigur că imaginea ne transmite din nou faptul că el nu se recunoaște pe sine deloc în postura de împărat politic, nu vrea deloc să fie înțeles în felul acesta. Poate calul ar fi fost mai potrivit să fie prezent în această imagine, simbol a intrării în Ierusalim, dacă realmente Mântuitorul s-ar fi recunoscut ca un împărat și eliberator politic. El, dimpotrivă, este cel care vine în momentul respectiv să anunțe că se apropie pătimirea, o pătimire pe care și-a asumat-o în mod liber și de dragul nostru, pentru ca fiecare dintre noi să putem să culegem roadele acestei pătimiri și răscumpărări hristice, și anume învierea personală a fiecăruia dintre noi. Între iată Domnul vine, care e mesajul Floriilor și care ne invită efectiv să ne ațintim privirea și preocuparea în zilele care vor urma spre acest Iisus din Nazaret. Deci între acest iată Domnul vine și Doamne vino, sau
acea chemare finală de Maranatha, care este cuprinsă în Biblie, practic suntem cuprinși noi toți oamenii. Între o invitație și o chemare se derulează toată viața noastră a oamenilor care efectiv suntem invitați să aderăm prin credință la această iubire mântuitoare, la această iubire pe care Iisus Hristos a oferit-o nu numai prin cuvânt, ci mai ales a dovedit-o prin suferință liber asumată. Cred că este cea mai profundă sărbătoare pe care o avem ca și creștini ortodoxi, Paștele. Și nu aș vrea totuși să trecem de această zi a florilor fără să discutăm despre un simbol al acestei zile. Părintele Bârsan l-a amintit, și anume acele ramuri de salcie cu care oamenii vin la biserică. Ce semnificație au acestea? Zilele acestea sunt marcate fiecare dintre ele de niște simboluri, de niște imagini așa care parcă vor să se imprime în mentalul nostru. Și dacă în urmă cu două zile imaginea care i-a covârșit pe mulți din cei care erau în jurul Mântuitorului, aceea a lui Lazar, care iese după 4 zile de când era deja mort, iese din mormânt la chemarea lui Iisus, imaginea de ieri, sigur, este marcată de prezența aceasta a Mântuitorului șezând, smerit, blând, lipsit de orice fel de ostentație pe mânzula sinei. Și imaginea este, cadrul este completat de o mulțime entuziastă, în mare parte, interrogativă, cum spunea Părintele Ovidiu, și o mulțime care, într-adevăr, purta niște ramuri în mână. Sigur, ramurile acestea pot avea multiple simboluri. Odată este o exprimare a bucuriei. O bucurie stârnită de viața care cel care intră acum în Ierusalim știm că ne-o va aduce. Da? Suntem în primăvară acum, când înainte de toți falnicii copaci, iată un copac smerit, cum este salcia, fără vreun rol spectaculos în economia oamenilor, fără niște flori senzaționale care să stârnească admirația, iată, este primul dintre copacii care se grăbesc să dea acest muguraș aurii, care să fie dați oamenilor, binecuvântați, ca un semn de bun venit către Hristos care vine spre patimă. Simbolul acesta al vieții care renaște după iarnă, simbolul acesta care vine acum după o perioadă în care natura a fost în amorțire, prin acești mățișori, aceste crenguțe firave și smerite, ne duc cu gândul tot spre viața pe care Iisus Hristos o va duce din întunericul mormântului pentru noi toți. Ce se face cu aceste ramuri de salcie după ce credincioșii primesc binecuvântarea în biserică, se duc acasă cu acestea și ce e bine să facă cu ele? Se duc acasă și ele se păstrează, având această binecuvântare pe care preotul a rostit-o asupra lor și prin stropirea cu apă sfințită, și de obicei se păstrează într-un vas sau așezate la o icoană. Probabil fiecare dintre noi ne amintim din perioada copilăriei noastre cum în casele bunicilor aceste stâlpări, aceste ramuri erau așezate la icoanele care împodobeau casele bunicilor noștri. Întâi eram triniși să le culegem, apoi mergeam la biserică și după aceea le așezam la exact. Icoană. Iată niște simboluri frumoase și un alt aspect despre care aș dori să discutăm ar fi denile, aceste slujbe de noapte. Dar în special aș dori să discutăm despre semnificația denilor din Săptămâna Mare. Au o altă greutate în această săptămână? Într-adevăr, ritualul creștin în perioada Săptămânii Pătimirilor Domnului Iisus Hristos e marcată de aceste slujbe speciale, și anume denile.
Sigur că ele, în esența lor, sunt niște slujbe de priveghere la care ne invită biserica, deși structura lor liturgică trimite către o rugăciune de dimineață, către o utrenie. Însă, ca să putem înțelege locul lor seara, ar trebui, în esență, să ne reamintim cu toții faptul că aceste slujbe numite denii, fiind de sorginte monahală, monastică, fiind născute în mănăstiri, acolo unde nevoința prin rugăciune și postire era una intensă, mult mai intensă decât în mediul secular, în cadrul comunităților creștine obișnuite, e bine, în aceste comunități, slujbele denilor erau încadrate în ciclul unei ample privegheri. Prin rugăciune, prin înmulțirea rugăciunii în perioada Săptămânii Mari, chiar și a celei din biserică, creștinii și monahii în speță erau invitați să stea alături de Iisus Hristos, contemplând, meditând, gândindu-se intens la aceste suferințe pe care Hristos și le-a asumat de bunăvoie pentru a răscumpăra omenirea de sub graua osândă a păcatului și a consecinței acestuia, și anume moartea. E bine, biserica a păstrat această tradiție a privegherilor și o perpetuează, iată, și în parohiile seculare, în parohiile de rând, în comunitățile de rând. Și așa, practic, avem și noi posibilitatea să însoțim biserica în această invitație la rugăciune pe tot parcursul săptămânii mari sau săptămânii pătimirilor. Evident că această invitație vine în tandem cu nevoința postirii, pentru că dacă rugăciunea este cea care intensifică trăirea lăuntrică și apropierea noastră de Dumnezeu, postirea este cea care domolește oarecum trupul nărăvaș, senzațiile care pot să ne îndepărteze de această preocupare spirituală. Cu alte cuvinte, postul nu este altceva decât un căpăstru pe care noi îl așezăm asupra acestui trup nărăvaș, încercând să-l strunim. Sigur, nu are nimic masochist această problematică a postului, așa cum poate pe alocuri este înțeleasă. Nu este deloc superfluă, nu este deloc desuetă. Dimpotrivă, vine să antreneze și trupul în această preocupare spirituală. Și, sigur, denile și rugăciunile personale, lecturile, iarăși, care sunt foarte prezente și în cadrul denilor, dar și ar trebui să fie prezente și în preocupările noastre de acasă, contribuie și ele foarte mult la ceea ce înseamnă acest întreg spiritual la care ne invită biserica în săptămâna pătimirilor. Este un subiect pe care îmi doream să-l abordez, și anume acesta al postului. Și a pierdut postul semnificația lui adevărat în ultimii ani. Oamenii mai înțeleg semnificația acestui post sau este strict văzut de tot mai multă lume ca un soi de dietă alimentară? Cred că și astăzi și în trecut au fost și oameni care au înțeles ce înseamnă postul și ce înseamnă să postești cu adevărat, și unii care, într-adevăr, au pierdut multe din aspectele esențiale ale postirii. Cert este că și astăzi oamenii postesc. Fiecare după puterea lui, fiecare după rezistența lui și după priceperea lui. Mă feresc întotdeauna să judec postirea oamenilor, pentru că niciodată nu știm ce anume se ascunde dincolo de neputința de a posti sau ce se ascunde dincolo de un post foarte aspru și foarte riguros. Cred că este doar lui Dumnezeu dat să cunoască ce îl animă pe un om în a posti. Ce e important și țin și eu mereu să le amintesc credincioșilor este că postul nu este un scop în sine. Nu suntem creștini pentru a posti, nu suntem creștini pentru a face metanii, ci toate acestea sunt cumva mijloace spirituale care stau la îndemâna creștinului care are ca scop foarte important să se apropie de Dumnezeu. Și postul este
prin excelență o perioadă în care intensificăm efortul nostru de a ne apropia de Dumnezeu. Postind, așa cum spuneam, fiecare după putere. E foarte frumoasă o rugăciune care se citește în noaptea Paștilor, o rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur, care, sintetizând așa, ne cheamă pe toți să ne bucurăm de ziua Paștilor și cei care am postit de la început, și cei care am postit doar din ceasul al treilea și din al șaselea, și doar cei care în ultima clipă am venit, să venim cu toții să ne bucurăm. Așadar, postul sau lipsa postului nu te poate exclude de la bucurie. Ceea ce este esențial este ce este în sufletul tău, este ce simți tu vis-a-vis de Dumnezeu, ce te cheamă pe tine sau te reține să te apropii de Dumnezeu. Dar cu siguranță că postind, reușim să ne așezăm într-o stare adecvată bucuriei. Nepostind, bucuria noastră va fi mâncarea sau pofta sau toate celelalte lucruri care caută în fiecare zi să ne distragă, să ne atragă. Dar atunci când postim, noi cumva devenim mai liberi. Și în această libertate pe care o dobândim atunci când postim, noi avem posibilitatea, șansa să auzim mai bine, să vedem mai bine, să simțim mai bine prezența tainică a lui Dumnezeu. Sunt niște explicații foarte frumoase pe care cu siguranță și cei care ne privesc și le-au însușit. Cumva tot așa în afara subiectului pe care ni l-am propus, dar pentru că trăim în contemporan și ultimii ani au fost destul de grei pentru întreaga omenire, inclusiv pentru noi românii. Slujbele de înviere au fost atipice în cei 2 ani de pandemie. Cum ați simțit, din punct de vedere al preotului, aceste restricții și lipsa credincioșilor, lipsa prezenței fizice a credincioșilor? Cred că le-am simțit sau le-am resimțit și noi, așa cum le-au resimțit și credincioșii. La un moment dat, în perioada aceasta a pandemiei, discutând cu unii credincioși de-ai noștri, care cumva ne compătimeau pentru perioada dureroasă, pentru timpul acesta în care noi ne-am rugat în biserică fără ei, le-am spus că a fost cu siguranță la fel de dureros și pentru noi ca și pentru ei, pentru cei care, pentru care este foarte importantă prezența lor în biserică, prezența lor la liturghie. Sigur, într-adevăr a fost ceva atipic. Ceea ce eu cred e că putem să mergem mai departe, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a trecut această perioadă și să privim, pentru că nu suntem în preajma acestei sărbători a vieții și a bucuriei, să privim cu optimism înainte. După acești ani grei de pandemie, slujba va fi făcută așa cum era datina și veți fi alături de credincioși. Vă încearcă oarecare emoție la acest gând? Evident, ori de câte ori te apropii de sanctuar, ori de câte ori ești pus în situația să te rogi împreună cu comunitatea, încerci și acea emoție specială, realmente specială, care e amestecată așa cu un soi de bucurie a faptului că poți să fii împreună, că într-adevăr comunitatea se adună pentru a celebra liturgic acest mister pascal, această taină a învierii lui Hristos. Însă, dincolo de toate acestea, devine esențial, cred, în aceste momente, să ne gândim ce zestre liturgică avem și de care putem să ne folosim în a evolua duhovnicește sau spiritual și cât de ușor, datorită unor conjuncturi istorice nefavorabile, putem să le pierdem. Adică cred că undeva noi creștinii ne-am poziționat în acești ultimi ani
oarecum în două posturi suficient de evidente și de pregnante ca să ne dăm seama ce înseamnă să te poți bucura de a fi împreună cu comunitatea și ce înseamnă să-ți lipsească comunitatea. Cred că lucrul acesta trebuie tratat cu mai multă seriozitate și cu mult mai multă atenție de noi toți până la urmă, pentru că vedeți, ceea ce crezi că ai la îndemână tot timpul, poți la un moment dat pierde. Lucrul este valabil nu numai în acest context liturgic despre care m-ați provocat să vorbesc. Lucrurile sunt valabile absolut în orice circunstanță a vieții noastre. La fel de bine putem să credem că avem toate zilele la dispoziție, câtă vreme știm foarte bine și foarte limpede că prezentul e a nostru, viitorul, dimpotrivă, nu-l controlăm sub nicio formă. Și dacă Dumnezeu ne învrednicește să-l avem, îl vom avea. Dacă consideră că nu mai e al nostru, nu va mai fi al nostru. Iată un alt aspect care reliefează cât se poate de evident ceea ce evocam adineauri. Păi sigur, credem că fiecare dintre noi avem la îndemână posibilitatea să iubim, posibilitatea să urâm, posibilitatea să detestăm. Însă vedem că la un moment dat persoana pe care am dorit să o iubim poate nu mai vrea să accepte iubirea noastră și atunci ne vedem văduviți de faptul de a manifesta iubire față de persoana respectivă sau persoana care ne detestă sau care ne urăște, am vrea să nu mai vedem în fața ochilor și dă Dumnezeu să ne întâlnim cu ea cu vârf și îndesat ca să rezolvăm problema. Deci lucrurile cred că trebuie privite oarecum în acest tandem. Tot ceea ce avem și de care ne putem bucura și care poate să contribuie la evoluția noastră duhovnicească, trebuie exploatat la maximum și trebuie folosit de fiecare dintre noi, pentru că lucrurile nu sunt foarte sigure și certe pentru niciunii dintre noi. Discutam, înainte ca această emisiune să înceapă, discutam despre amintiri, iar faptul că noi acum ne aflăm în studioul de la Târgu Mureș, într-o comunitate în care se regăsesc credincioși atât ortodoxi cât și catolici, unitarieni, am spus la început, romano-catolicii și reformații și unitarienii se află în a doua zi de Paști. Există această diferență în calendar în care se sărbătoresc zilele de Paști. Pentru acest lucru, am colega mea, Claudia Zătreanu, împreună cu colegul meu, Lărinț Loioș, se află la Biserica Reformată numărul 3 din Târgu Mureș, alături de părintele Lărinț Iștvan. Bună ziua, Claudia! Bună ziua, Lacrima! Da, într-adevăr, suntem la Biserica Reformată numărul 3 din Târgu Mureș și alături de mine, așa cum ai spus, se află părintele Lărinț Loioș. Bună ziua, Lărinț Iștvan! Bună ziua! Aș vrea să ne vorbiți puțin despre diferențele de calendar și v-aș fi spus Hristos a înviat, dar ați spus că dumneavoastră nu obișnuiți, deși vă place această urare. Hristos a înviat, într-adevăr, a înviat. Salut și eu, dragi telespectatori, și mă bucur că suntem aici și pot să vorbesc ceva pentru dumneavoastră. Dar sunt diferențe, într-adevăr, între cum trăim noi aceste sărbători, dar mai mult formale. Deci esența este aceeași, ne bucurăm că avem un Domn viu, că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, a biruit moartea. Sigur, diferențe sunt și data este diferită. Eu asta consider un lucru destul de dureros, că nu putem să fim uniți, dar desigur nu depinde de noi cei mici. Asta ar trebui să fie rezolvată pe un alt nivel, la un nivel înalt între biserici, dar poate că este și ceva bun în acest lucru, că ne putem să ne cunoaștem și
unde sunt și ortodoxi, și catolici, și protestanți, au două sărbători. Și mulți zic, chiar ieri am fost sunat de un prieten român ortodox și a zis că eu sărbătoresc și Paștele vostru și Paștele nostru. Deci, asta este, așa trebuie să acceptăm până să nu se rezolvă și să ne bucurăm că sărbătorim și noi și dumneavoastră. Există și diferențe în ceea ce privește pregătirea pentru Sfânta Sărbătoare. Dumneavoastră spuneați înainte că nu sunteți atât de strict, nu se ține post atât de strict, nu țineți post negru. Vorbiți-mi puțin și despre asta. Dar pentru că reforma bisericii din secolul XVI a spus că trebuie să punem mare accent pe învățătură și nu pe forme. Deci, în biserica noastră, de aceea, într-adevăr, nu se pune așa de mare accent pe forme. Desigur, nu există post prescris obligatoriu, dar este recomandat să postim. Dar nu numai cu mâncare, să încercăm să fim altfel în aceste și să renunțăm la unele lucruri pe care le iubim, ca să trăim patimile Domnului nostru Iisus Hristos. La noi se ține săptămâna patimilor de luni până sâmbătă seara. În biserica noastră asta nu se ține în fiecare biserică, dar aici, în biserica care se vede, noi ținem de două ori slujbe, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și ținem serii de predici. Și în aceste predici noi încercăm să spunem lucruri despre suferința Domnului Iisus Hristos. De ce a suferit Domnul Iisus Hristos? Cum a suferit? Ce înseamnă această suferință pentru noi? Cum a înduplecat El mânia lui Dumnezeu? Cum a purtat povara păcatelor noastre? Și ceea ce înseamnă acesta pentru noi? Ceea ce înseamnă pentru noi că suntem oameni mântuiți? Și mai ales punem mare accent cum să răspundem noi la această mare dragoste a lui Dumnezeu. Deci noi încercăm să spunem multe, să învățăm oamenii. Pe asta este pusă. În Joia Mare noi avem aici o sărbătoare foarte frumoasă care nu se ține în alte biserici și asta este ceva foarte specific numai aici la biserica noastră. În Joia Mare noi ținem cina Domnului lângă mese, 24 de persoane, de două ori numărul apostolilor, suntem așezați la masă și luăm prima dată pâinea, după aceea luăm vinul. Și ceea ce este foarte frumos, că la sfârșit noi practicăm sărutul sfânt, că așa zice apostolul Pavel, să vă sărutați cu... Asta înseamnă că ne îmbrățișăm. Și de aceea este frumos, avem și mulți oaspeți în această zi. Și atunci, de multe ori stau doi oameni care nu se cunosc, nu s-au văzut niciodată în viață. Și atunci se ridică după cină și în numele Domnului Iisus Hristos se îmbrățișează. Asta este, de fapt, creștinismul. Asta este ceva frumos, care îmi place și asta este ceva care o așteptăm. Membrii bisericii noastre o așteaptă cu multă nerăbdare acest eveniment. Înainte de a intra în direct, vorbeam cu dumneavoastră și ați spus că nu vă deranjează diferența de calendar și că Paștele înseamnă pentru toată lumea acest lucru. Iubire, înțelegere, iertare. Da. Sigur că ar fi foarte frumos să se ținem împreună și eu aș zice că cu un pic de umilință s-ar putea rezolva
și în biserică s-ar putea să se rezolve multe lucruri, și în politică s-ar putea să se rezolve unele lucruri, dar sigur, cum v-am spus și dumneavoastră, noi suntem pentru asta cei mici și sigur că nu ne deranjează, că nu este un lucru esențial. Deci noi trebuie să fim creștini zi și noapte, nu numai duminică, nu numai în săptămâna mare, totdeauna. Nu numai în zi de sărbătoare. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez sărbători fericite, Lacrima, și dumneavoastră vă urez să aveți sărbători fericite, chiar dacă mai sunt câteva zile înapoi la tine. Mulțumesc colegilor mei și părintelui Ișvan Lărinț. Cred că trăind într-o comunitate multiconfesională, învățăm atât de multe unii despre alții și până la urmă învățăm că pentru toți Dumnezeu este iubire. Revenind la Sfânta și Marea Zi de Luni, pentru care ne-am întâlnit astăzi și este subiectul principal al acestei emisiuni, atenția este direcționată cu precădere către blestemarea smochinului neroditor. Este un pasaj unic în Biblie, pentru că este prima și singura oară când Iisus Hristos își folosește puterea sa dumnezeiască pentru a arunca un blestem. Și l-aș pune în ghilimele acest blestem, pentru că cu siguranță ne veți explica mai bine ce înseamnă de fapt acest lucru. Dar înainte de toate, e bine să ne reamintim faptul că fiecare zi a săptămânii pătimirilor Domnului ne invită să reflectăm la o anumită tematică. Așa cum ați subliniat foarte bine dumneavoastră, ziua de luni ne invită să avem în preocupările noastre spirituale această întâlnire a Domnului Hristos cu un smochin. Evangheliștii relatează această întâlnire a Domnului și sigur pare destul de curios felul în care Domnul se raportează în fața acestui măslin, în fața acestui smochin. Însă dacă suntem foarte critici cu Iisus Hristos și dacă vrem să înțelegem lucrurile ad literam, sigur că e foarte ușor să acuzăm, să spunem că cum Dumnezeu blestemă, noi știm că binecuvintează. Cum Iisus Hristos își poate permite una ca asta chiar și în fața unui smochin neroditor, când noi știm că toate sunt în lucrarea lui Dumnezeu, toate sunt cuprinse în providența Lui. Însă sigur că nu în mod întâmplător lucrurile se întâmplă în felul în care se întâmplă. În spatele acestui așa zis blestem, de fapt se ascunde un mesaj pe care Iisus Hristos vrea să-l transmită fiecăruia dintre noi. Așa cum spunea și Părintele, vorbim de simboluri aici. Smochinul neroditor, și aici trebuie puțin să insistăm, transmite către nerodirea noastră, către lipsa noastră de preocupare spirituală, trimite până la urmă către indiferența noastră, către ceea ce numesc tratatele de spiritualitate creștină lene, combinată cu așa numita achedie, cu așa numita somnolență, cu așa numita lipsă de trezvie a minții și a sufletului în genere. Deci trebuie să avem în vedere faptul că suntem vizați până la urmă fiecare dintre noi atunci când Domnul vine și ne cercetează, oare ce va găsi în inima noastră, oare ce va găsi în viața noastră, va găsi cumva vreun rod binecuvântat, vreun rod pe care noi să-l fi adus împreună lucrând cu El la această rodire, sau dimpotrivă Domnul va găsi o ființă sterilă, va găsi o lipsă de preocupare pentru sufletul nostru. Și sigur că aceste întrebări sunt atât de binevenite în contextul în care trăim noi astăzi, pentru că observăm, există și nu prea există preocupare pentru cele spirituale. Există oameni care trăiesc intens mesajul Evangheliei, există oameni care îl ignoră, există oameni care îl contestă, există oameni care pun sub semnul întrebării absolut tot ceea ce înseamnă revelație, absolut tot ceea ce înseamnă cuvânt al lui Dumnezeu.
vis-a-vis de ceea ce înseamnă raportarea noastră la Scriptură. E bine, cred că în zona asta ar trebui să ne poziționăm. Este o bună reflexie vis-a-vis de felul în care ne prezentăm noi la întâlnirea cu Hristos, de felul în care venim noi în întâmpinarea lui Hristos. El, smerit, blând, cu preocupare pentru eliberarea noastră lăuntrică, pentru câștigarea libertății noastre lăuntrice, vine și ne propune suferința lui. E bine, cred că, dincolo de o întrebare evidentă a lui Hristos, stă totuși o întrebare care răzbate, cred că, în inimile și în mințile fiecăruia dintre noi în această săptămână a pătimirilor. Cine sunt eu, Doamne, în raport cu Tine? Ce am făcut eu pentru Tine? Nu pentru că Dumnezeu ar aștepta ceva de la noi, măreț, sublim, sub nicio formă. Singurul lucru de care Dumnezeu s-ar bucura, fără să ofenseze, fără să siluiască în vreun fel ființa noastră, e inima noastră, e sufletul nostru pe care să-l oferim. De altfel, slujbele noastre la asta ne invită, ca toată viața noastră să-i oferim lui Hristos. Și sigur, viața noastră cu rod, nu una searbădă, nu una sterilă, nu una fără preocupare spirituală. Ar putea fi răspunsul la întrebările părintelui Bârsan, răspunsul ar putea fi pocăința omului? Cu siguranță că un mod de a rodi bine din cuvântul pe care îl primești și din darurile pe care Dumnezeu ți le dă este și acesta, de a rodi într-o stare de pocăință autentică, sinceră. O pocăință care înseamnă nu doar părere de rău pentru păcatele, pentru scăderile tale, pentru modul tău de multe ori perfid de a jefui această iubire a lui Dumnezeu pentru tine, ci pocăință înseamnă și o schimbare a minții tale, a modului tău de a te raporta la tine, la lume, la Dumnezeu. Și cred că aici este invitația pe care textul acesta și parabola aceasta blestemării smochinului neroditor ne-o transmite, mesajul pe care ne-l transmite este tocmai această chemare de a fi roditor, de a aduce din ceea ce tu ai primit, de a aduce roade pentru ceilalți, nu pentru Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de roadele tale, dar dacă le-ai primit, e primit pentru ca la rândul tău să fii un dar, să fii un om roditor în cele bune pentru cei din jurul tău, pentru frații tăi. Deci iată importanța acestei întâlniri a Mântuitorului cu un lucru creat, cu acel smochin neroditor, atât de insignifiant și totuși cu atât de multe înțelesuri până la urmă. Da, cred că ar mai fi de subliniat aici în completare la ceea ce spunea părintele Adineauri și faptul că în genere noi oamenii uneori suntem conștienți de darurile pe care le primim și alteori, dimpotrivă, nu le conștientizăm sau chiar le ignorăm. Trebuie să plecăm de la premisa că fiecare dintre noi suntem dăruiți cu un anumit dar de la Dumnezeu. Și sigur, aici fiecare ar putea să vină cu o replică foarte, foarte rapidă și cât se poate de evidentă, să se gândească la darul vieții de pildă. Sigur, darul vieții este cel care le cuprinde pe toate. Însă, dincolo de darul vieții, cred că fiecare dintre noi avem un specific. Și relația noastră cu Dumnezeu, până la urmă, este bivalentă. În ce sens? În primul rând, atunci când Dumnezeu ne invită să-L descoperim pe El, în mod implicit ne invită să-L descoperim pe noi. Adică niciodată nu vom putea să-L descoperim pe Dumnezeu până ce în prealabil nu ne-am descoperit pe noi înșine. Pentru că invitația pe care ne-o face Hristos este aceea de a-L căuta nu în stânga sau în dreapta, citând pasajul scripturistic, adică nu în exteriorul nostru, ci întâlnirea noastră cu Dumnezeu va avea loc întâi și întâi în lăuntrul nostru.
Ori pentru asta e nevoie de foarte multă preocupare de sine, e nevoie de foarte multă aplecare asupra conștientizării a ceea ce tu duci cu tine. Și fiecare dintre noi avem un dar care e pregnant în viața noastră. Descoperindu-l, odată cu descoperirea lui, ne găsim sensul și rostul existenței noastre. Dacă astăzi o întrebare care stăruie pe buzele oamenilor, care își pun într-adevăr problema relației cu ei și în special a tinerilor, vă mărturisesc lucrul ăsta, este aceea că nu știu care este rostul, care este sensul existenței lor, care este direcția în care trebuie să o apuce. Una dintre cauzele acestei absențe de sens sau rost în viața omului se datorează și faptului că omul trăiește foarte mult pe exterior, omul dă atenție foarte mult exteriorului, omul este preocupat foarte mult de ceea ce se întâmplă în afara lui și foarte puțin sau chiar deloc de ceea ce se întâmplă în lăuntru lui. Deci e nevoie, revenind la această pildă a smochinului neroditor, e nevoie de acest exercițiu al introspecției, de această analiză a sinelui, de această descoperire de sine și de dar pe care Dumnezeu l-a sădit în ființa fiecăruia, pentru a putea să lucrăm la rândul nostru și a aduce rod în comunitatea în care trăim. Pentru că la ce bun să descoperi la un moment dat că ești dăruit de Dumnezeu cu un mare talent și tu nu știi ce să faci cu el, nu știi cum să-l valorifici. Ei, această valorificare a talentului, a talentului, a darului pe care Dumnezeu ți l-a dăruit este cea mai sublimă formă de mulțumire pe care tu poți să-i aduci lui Dumnezeu. Dincolo de cuvinte, dincolo de gestică, dincolo de ritualuri seci, este efectiv felul cel mai sublim, cel mai minunat prin care tu poți realmente să-i spui: da, Doamne, ăsta sunt eu și îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai oferit, pentru ceea ce sunt, nu neapărat pentru ceea ce am, pentru ceea ce am reușit să descoper în mine, îți mulțumesc pentru toate, vino în viața mea ca să pot realmente să fiu roditor. Trăim într-adevăr într-o lume rapidă, într-o lume în care suntem bombardați cu informații din toate părțile. Poate e tot mai greu sau e tot mai grea această reîntoarcere în sine. În ce fel am putea să ne delimităm de acest zgomot de fond pentru a putea găsi acea pace interioară care să ne ajute să ne regăsim, să ne gândim la noi înșine? Este într-adevăr contextul în care trăim unul extrem de distractiv, în sensul acesta de a ne distrage spre fel și fel și fel de preocupări și griji și modul ăsta de a ne împrăștia mintea oriunde altundeva decât în interiorul nostru. Acum, ce putem face? Păi să ne întoarcem spre noi. Cum să facem lucrul acesta? Cu răbdare și întorcându-ne la Iisus Hristos, întorcându-ne la Dumnezeu, încercând să-L redescoperim pe El. Mergând spre El, să-L descoperi, cu siguranță că te vei descoperi pe tine. Și acum, unde îl găsim pe Dumnezeu? Păi, pentru noi creștinii, Dumnezeu este cu siguranță în biserică. Dumnezeu este cu siguranță în liturghie. Dumnezeu este cu siguranță în această minunată carte pe care cu toți o avem la îndemână și, slavă lui Dumnezeu, nu este interzisă. Pentru a o citi și pentru a descoperi, pornind de la cuvintele așezate în ea, ce este omul și care este sensul meu în această lume. Și mai mult în aceste zile pe care le trăim, ale pătimirilor Domnului, noi redescoperim, putem, suntem invitați să o facem, ce este omul. Păi îl vedem pe Hristos, ce este omul și ce face omul. În raport cu Dumnezeu, Iisus Hristos se supune și spune: Doamne, să nu fie voia mea, ci voia Ta. În raport cu Dumnezeu, Iisus Hristos spune: Doamne, dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine, că e greu de purtat. Dar nu voia mea, ci voia Ta. Adică ce face Iisus Hristos, Dumnezeu, omul?
se încredințează Tatălui Ceresc și spune, al tău sunt, fă tu ce știi că este mai bine cu mine. Dar cred că ceea ce ne împiedică pe noi să ajungem să facem acești pași este disponibilitatea noastră de a renunța la grozava noastră inteligență, la atotștiința noastră, la capacitatea noastră atotcuprinzătoare de a face și de a trece în viața noastră. La orgoliu. Și se întâmplă că în viața noastră apar momente de impas, momente de încercare, când realmente simți că puterile tale sunt în van, că, de fapt, viața ta nu stă în puterea ta și atunci începi încet, încet să pornești și să deschizi o altă portiță, un alt drum. Da? Și este cumva legat o altă temă a zilei de astăzi, un alt tablou, o altă imagine acestei zile de un alt portret minunat din Vechiul Testament al lui Iosif, cel prea frumos. A fugit din mâinile egiptencei. Da, este un om în care găsești și ce înseamnă să lași, să se sporească talanții, un om care acceptă să se încredințeze lui Dumnezeu. Să fie acuzat pe nedrept. Și în viața căruia vezi cum Dumnezeu, în chip minunat, inexplicabil, lucrează. Și îl scoate din niște situații, din niște momente de impas care, alminteri, păreau de neieșit. Da? Iosif, cel prea frumos, este cel al cărui portret îl avem astăzi adus în atenție. Acest Iosif vândut de frații săi, un Iosif care, sigur, este așezat astăzi pentru că îl preînchipuie cumva pe Iisus Hristos. Iosif este vândut de frații săi pentru că era mezinul familiei, era copilul cu minte, copilul iubit de tatălui pentru virtuțile și pentru înțelepciunea pe care le arăta încă din tinerețe și este vândut de către frații săi și ajunge, după cum istorisirea biblică ne ajută să aflăm, la curtea faraonului din Egipt, într-o dregătorie foarte înaltă, ajunge în vremuri de foamete să fie stăpânul pâinii. Iată, este iarăși o asemănare foarte frumoasă cu Iisus Hristos, cel care spune despre sine că eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Da? Iosif ajunge să fie cel care distribuia pâinea în vreme de foamete și la care frații săi vor veni să cumpere pâine. Da? Și el este cel care le dăruiește fraților săi pâine din prea plin. Le dăruiește și pâinea pentru care ei plătiseră, dar le dăruiește înapoi și arginții cu care ei plătiseră acea pâine. Da? Este un portret minunat și o pildă minunată aceasta lui, a celui prea frumos Iosif, astăzi în prima zi a săptămânii pătimirilor Domnului. Pildă frumoasă și cu multe semnificații. Da, aș veni în completarea părintelui și aș lega acest portret frumos pe care l-a făcut părintele de ceea ce spuneați adineaori dumneavoastră și anume de rodire. Iosif poate fi înțeles și poate fi asumat de către noi cei de astăzi și ca arhetip al rodirii. Evident, felul în care lucrurile se petrec în viața lui Iosif denotă faptul că lucrarea rodirii este un act sinergic. Ca să nu fiu foarte pretențios în exprimare, spun că actul sinergic este un act în care omul îl invită pe Dumnezeu în lucrarea lui și Dumnezeu îl invită pe om la rândul lui în lucrarea lui. Ceea ce s-a petrecut cu Iosif este acest act sinergic în care Dumnezeu lucrează într-un chip minunat rodirea frumoasă a lui Iosif, încât Iosif este apărat și de păcat, se salvează din mâinile egiptencei, Iosif este cel care, blestemat fiind, primește binecuvântarea lui Dumnezeu, Iosif este cel care, invidiat fiind, ajunge până la urmă să se bucure de slavă și de cinste la curtea faraonului.
Iosif, cel care a fost trădat și vândut, ajunge până la urmă să se ofere pe sine ca ajutor și sprijin fraților săi în momente de răscruce, când o foame te bântuia în Israel în perioada respectivă și, sigur, cei care trăiau acolo, în special familia lui, alături de bătrânul lor tată, sunt într-un impas și nu știu cum se rezolvă problema și, culmea, își aduc aminte că în Egipt e bunăstare, e rodire. Păi de ce în Egipt, care este în creștinism un simbol al păgânismului, al păcatului, al lumii destrăbălate, de ce tocmai în această lume detestată ca fiind destrăbălată, iată că totuși este prezentă rodirea? Păi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea realmente să ne facă să înțelegem că ale noastre categorisiri în virtuos sau păcătos, în drept sau nedrept, până la urmă sunt lucruri în van, sunt lucruri pe care știu eu, mintea omenească, deși le produce cu atâta interes, nu se apropie deloc de realitatea concretă a ceea ce reprezintă ele în esența lor. E bine, în acest loc al păcatului și al destrăbărării există cineva care poate să rodească. Există cineva care e binecuvântat de Dumnezeu ca să poată să salveze pe cei care, într-un anumit context al vieții lor, au pariat pe invidia lor, pe trădarea lor, pe faptul că pot prin minciună să ascundă virtutea, pot prin prin vânzare să îl facă dispărut pe cel care îl detestau. Deci, într-un mod atât de miraculos se poate produce rodirea în viața noastră, încât noi, oamenii, așa cum spunea și Părintele, e absolut nevoie să ne încredințăm lucrării lui Dumnezeu. Pentru că e încă un alt aspect care merită subliniat. Prin noi înșine, iertați-mă, am curajul să spun, nu putem face absolut nimic. Singurul lucru pe care îl putem face noi, oamenii, așa de capul nostru, e răul. Acolo ne întrecem în tot felul de strategii și în tot felul de lucruri spectaculoase, credem noi, crezând că putem să rezolvăm într-un fel sau altul, printr-o răzbunare sau prin știu ce alt rău pus în lucrare, putem să rezolvăm în situațiile în care ne găsim. Ori Dumnezeu vine în această zi de luni a săptămânii pătimirilor să ne spună că, de fapt, rodirea este cea care rezolvă problema lăuntrică și, în același timp, este cea care dă șansă și speranță unui mai bine în relația cu semenul meu, cu cel de lângă mine. Pentru că el se poate bucura de această rodire frumoasă și poate fi rodirea mea o convertire indirectă. Pentru că, sigur, niciunii dintre noi nu cred că urmărim până la urmă să convingem pe cineva de ceva. Ci, realmente, felul nostru de a viețui, felul nostru creștin, de a relaționa cu Dumnezeu, până la urmă, devine un bun exemplu ca și alții în jurul nostru să rodească. Și exemplele vis-a-vis de această rodire a întoarcerii celui rătăcit la Dumnezeu prin exemplul trăirii creștine a unui semen de-al nostru sunt suficient de numeroase în istoria biblică și în istoria creștinismului și a spiritualității creștine, în definitiv. Eu aș dori să vă mulțumesc, din păcate timpul alocat acestei emisiuni s-a sfârșit, dar aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați deslușit tainele acestei zile mari nouă și telespectatorilor noștri. Un scurt cuvânt de încheiere către credincioși, dar foarte pe scurt, vă rog. Nu știu dacă neapărat am reușit să deslușim atât de multe și importante semnificații ale acestei zile, dar ceea ce eu sper că am reușit a fost măcar să facem o invitație către cei care ne-au ascultat de a descoperi frumusețea, adâncimea de sens a acestor zile. Și ceea ce în încheiere le-aș spune celor care ne urmăresc este să se bucure de sărbătorile care vin, dar împreună cu Hristos, nu fără El. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sărbători fericite în continuare. La revedere!